a debutat pentru dumneavoastră povestea cu teatrul și cum ați ajuns să fiți regizor? Simplu. Am făcut teatru încă din anii de școală, încă din gimnaziu, mi-a plăcut foarte mult. În Piatra Neamț, unde am crescut, erau foarte multe trupe și trupe de amatori și mișcări de elevi și liceeni. În perioada liceului am făcut parte dintr-o trupă de teatru a liceului, ulterior am reînființat eu o altă trupă. Am înființat, de fapt, o trupă de teatru în limba engleză, am participat la mai multe festivaluri, deja prinsesem gust foarte, foarte puternic. Pentru asta eram pasionat, am fost un spectator fidel al Festivalului Internațional de Teatru de la Piatra Neamț, care era unul din cele mai importante festivaluri din țară la momentul respectiv. Și am devenit pasionat și mi-am dat seama că asta vreau să fac. Așa că e adevărat că decizia reală am luat-o abia în clasa 12-a, cu o lună înainte de BAC. Până atunci încă mă pregăteam pentru altceva, dar în urma unui festival la care am participat, atunci am luat decizia finală. Am tras foarte tare, am citit, m-am pregătit și am dat admitere în vara respectivă. Și am dat admitere la UNATC, la secția de regie teatru. Am intrat și am avut marea șansă să fiu studentul doamnei Cătălina Buzoianu, mare regizor, Dumnezeu să o odihnească, a plecat dintre noi anul acesta, cu puțin timp în urmă. Am făcut parte din ultima ei generație de studenți. Și am fost, de fapt, și ultima generație care a prins 5 ani, când se făceau 5 ani la regie. Imediat după aceea s-a trecut la sistemul de 4 ani, iar mai târziu, deja la sistemul de astăzi, de 3 ani, pe sistemul Bologna. Și asta s-a întâmplat. Am avut o perioadă foarte lungă de pauză. Am făcut 1-2 spectacole atunci când am terminat facultatea. După care o perioadă foarte lungă nu am mai făcut teatru. Am făcut mult teatru în cei 10 ani. Am făcut și o altă facultate, am făcut și ASEU, am terminat relații economice internaționale. Am făcut multe alte lucruri în acei 10 ani. Practic, doar după 10 ani de la terminarea facultății m-am reapucat de teatru și de atunci m-am ținut serios de acest lucru. Cum ați ajuns în Constanța? Și cine l-a convins? Sau ce l-a convins? Inițial am fost chemat la o întâlnire cu domnul președinte, care m-a întrebat dacă aș fi interesat să vin director interimar o perioadă în teatru din Constanța. E adevărat, am fost de mult timp pasionat de tot ce înseamnă atât management al instituțiilor de cultură, cât și de administrație culturală. Cumva vine în completarea pasiunii mele pentru regie, mă pasionează destul de mult tot ce ține de dezvoltarea unor instituții, plecând de la o regândire economică, judiciară, din toate punctele de vedere, dar în special o gândire strategică, repertorială, o gândire care să repună pe un nou drum o instituție culturală. Așa că am răspuns pozitiv invitației, mi s-a părut o miză foarte importantă, înțelegând un pic ce se întâmplă aici. Mi-a luat ceva timp să înțeleg, de fapt, ce se întâmplă cu teatrul din Constanța, să urmăresc un pic istoria, ceea ce s-a întâmplat în ultimii 15-20 de ani, care au fost mișcările, ce s-a întâmplat. Am studiat un pic care este situația la ora actuală și am acceptat invitația de a veni director interimar. Lucrul acesta a început în luna martie. A fost o perioadă de 3 săptămâni, cred, în care a fost o pauză, pentru că fostul manager a câștigat un proces după care a fost repus în funcție. Ulterior, termenul mandatului fostului manager, deci mandatul a ajuns la termen și am fost repus în funcție ca manager interimar. Mai târziu, postul, așa cum e și normal, în termenul prevăzut de lege, a fost scos la concurs. Nu am fost hotărât din prima clipă. E o decizie foarte importantă, e o decizie de viață, de termen lung, dacă să mă înscriu sau nu la acest concurs. Și, mă rog, după discuții cu familia, cu prietenii, toți am luat decizia că e un moment oportun și că îmi doresc să fac acest lucru și cred că pot să-l fac foarte bine.
cred că poți să contribui mult la dezvoltarea acestei instituții și la tot ce înseamnă, de fapt, viață culturală în Constanța. M-am înscris la concursul de proiecte de management și pe care l-am câștigat. Din păcate, am fost singurul candidat. Mi-aș fi dorit să fie mai mulți candidați. Am câștigat acest proiect și începând cu data de 2 octombrie sunt manager, director general al Teatrului de Stat Constanța, cu un mandat de 5 ani. Are cumva punerea dumneavoastră ca director cu apartenența la politică? S-a speculat că sunteți simpatizant PSD. Nu are absolut nicio legătură, nu fac politică, nu sunt membru al niciunui partid politic, nu sunt nici simpatizant al niciunui partid politic, iar, mă rog, de fapt, simpatiile politice sunt lucruri foarte personale, care se exprimă în cabina de vot și nu, în niciun caz, ele nu afectează sau influențează în niciun fel activitatea mea ca manager al instituției de cultură. Deci, categoric nu. Cumva, din potrivă, aș putea spune, eu am avut o activitate nu neapărat politică, ci o activitate de administrație culturală. Am fost secretar de stat în Ministerul Culturii, numit acolo în guvernul Cioloș. Am fost secretar de stat, numit în noiembrie 2016. Am prins... Nu, iertați-mă, noiembrie 2015. Am rămas până în iunie 2016, deci practic am fost o perioadă secretar de stat în guvernul Cioloș și o perioadă în guvernele Grindeanu și ulterior Toader. Practic, știu, subministrii culturii Corina Șuteu, Ionuț Vulpescu și la final foarte puțin Lucian Romașcanu. Deci, nu, chiar în contextul ăsta m-a mirat faptul că am fost invitat de un președinte de Consiliul Județean PSD, eu având în CV-ul meu această apartenență la guvernul Cioloș, și sincer am fost impresionat de faptul că nu a fost o decizie politică, tocmai pentru că nu s-a ținut cont de acest lucru și faptul că a fost o numire pe criterii profesionale și sper că lucrul ăsta... Și am remarcat și am apreciat lucrul acesta. Dar nu sunt membru al niciunui partid politic, nu fac politică. Cred că e foarte important ca teatrul să stea departe de politică și politica să stea departe de teatru. Constanța este o multiculturalitate. V-ați confundat cu reacția antisemită? Nu. În oraș nu. Bineînțeles, în măsura în care m-am confruntat cu aceste lucruri oriunde am fost și în orice poziție am fost vreodată numit și în momentul în care presa a relatat numirea mea în anumite funcții, evident, pe forumurile de comentarii la articolele respective sunt inevitabile acei indivizi care sunt niște abonați permanenți ai comentariilor rasiste, xenofobe, antisemite de orice tip, acei gardieni ai românismului, cei care stau de pază și au ei grijă să nu fie cineva cu prea multe consoane în nume director la o instituție românească, cei care cred că nu poți conduce o instituție aici în România decât dacă te numești Ionescu sau Popescu și un nume ca Simpson e într-adevăr o încălcare flagrantă a ceea ce înseamnă. Dar sunt niște cazuri foarte rare, din fericire. Nu, din potrivă, cred că tocmai multiculturalitatea, diversitatea etnică a Constanței a făcut ca oamenii să înțeleagă că, de fapt, această diversitate aduce bogăție, aduce, e un mare câștig pentru un oraș, pentru o comunitate locală, să ai cetățeni, oameni implicați din toate etnii, din cât mai multe etnii, din cât mai multe background-uri, din cât mai multe zone și ale religiei și ale naționalității. Ei contribuie, de fapt, la o dezvoltare culturală a orașului, în niciun caz nu afectează spiritul românesc, ci din potrivă îl îmbogățesc. Ce împlinire și satisfacție vă aduce activitatea de regizor?
Poți mă, în sensul ăsta mă consider un om foarte, foarte norocos. Sunt unul dintre cei care pot spune că iubesc foarte mult ceea ce fac. Și atunci când ajungi să trăiești și să câștigi din făcându-ți ceea ce te pasionează și pasiunea ta, nici nu simți că muncești. Practic, sunt momente când am pauză și abia aștept să reîncep un proiect. Și atunci sunt și bine plătit. Iar în contextul în care ești bine plătit pentru ceva care abia aștept să faci, e deja minunat. Da, satisfacția e foarte mare, pentru că iubesc chestia asta, îmi place foarte, foarte mult, lucrez cu oamenii, îmi place să creez povești, cred foarte tare. Eu am mai dat interviuri în care am spus, pentru mine, cuvântul cheie în tot ceea ce înseamnă teatru, ceea ce definește teatru, este poveste. Cred foarte mult în importanța, că în talentul regizorului, talentul care trebuie să existe al regizorului, de a fi un good storyteller, un povestitor foarte, foarte bun, care știe să ia un text și nu numai să-l expună, ci iar când spui o poveste, să creeze emoție, să creeze zâmbete, să scoată lacrimi, să reușească să manevreze în așa fel povestea, încât să dea de gândit, să emoționeze, să fie un adevărat povestitor, așa cum sunt poveștile celor care le spunem celor mici, copiilor, care sunt terminat cei mai sensibili și cei mai fragili, dar copiii, la fel cum copiii plâng, se emoționează, se atașează, reacționează la orice mică poveste de copii, la orice poveste de desene animate, la fel și adulții trebuie să fie prinși, trași în poveștile pe care noi ca regizori le spunem. E foarte important ca regizor să înțelegi că datoria ta nu e numai să distrezi sau să emoționezi, ci să creezi un întreg ansamblu de reacții și de și nu e deloc mai puțin important, unii ar spune chiar probabil cel mai important, să-i faci pe oameni să gândească, să-i provoci, să stârnești reacții, nu doar emoționale, ci în special intelectuale. Oamenii să fie provocați să gândească, să aibă reacții și teatrul, dincolo de povestea pe care o spui, care cred că este primordială, în afară de poveste, să aibă și o miză în spate, o miză socială, o miză comunitară, o miză care să vorbească oamenilor despre ceea ce li se întâmplă, despre ceea ce trăiesc, despre ceea ce își doresc. În această carieră de regizor, v-ați lovit de probleme sau nerealizări? Dacă da, care ar face? Nerealizări, nu există regizor, cred, care să nu aibă. De multe ori se întâmplă să termin un spectacol și să rămâi cu o senzație de insatisfacție, să rămâi puțin, domnule, aș fi putut mai bine, aș fi făcut altfel. Distribuția e bună, dar am greșit totuși acolo, aș fi putut face mai bine distribuția. Mai sunt probleme de multe ori, mai ales și când lucrezi în sistemul public. Acum vorbesc nu ca director, ci ca regizor. Birocrația, dar și care birocrația ne omoară. E atât de multă birocrație în sistemul public și în sistemul bugetar public, încât de foarte multe ori actul creației este atât de ținut în frâu și de atât de restrâns din cauza sistemelor birocratice și îl întârzie și tot ce înseamnă gestiunea economică, care e foarte importantă. Vorbim totuși de bani publici, acum vorbesc ca director. Înțeleg foarte bine cât de important e să gestionezi corect banii publici. Dar trebuie mare, mare atenție ca tot ce înseamnă întregătura de legi și sisteme și zona administrativă să nu limiteze și să nu afecteze profund actul artistic. La urma urmelor, asta este menirea teatrului, menirea unei instituții, unui teatru instituțional, este să creeze spectacole pentru comunitatea în care el există. Și acest lucru trebuie să fie, să nu uităm. Nu suntem aici ca să semnăm ștată de plată, nu suntem aici ca să facem hârtii și peste hârtii și note de intrare în recepție. Toate aceste activități, ele sunt importante, dar sunt conexe. Activitatea principală e aceea de a realiza spectacole și de a le prezenta și de a motiva comunitatea și de a oferi oamenilor produse culturale autentice, reale, cele care să dezvoltă, de fapt, un bun gust. Teatrul are un rol extrem de important în a educa membrii unei comunități, în a deschide bunul gust, în a-l dezvolta, în a-i face să gândească, în a-i provoca, în a-i transforma, așa cum am spus-o de mai multe ori.
pe oamenii unei comunități să-i transforme din oameni în cetățeni. Transformarea din om în cetățean e un parcurs în care instituțiile de cultură au un rol extraordinar de important. Și instituțiile de cultură trebuie, de fapt, să joace un rol de vârf în acest demers al statului, de fapt, într-un fel în care omul devine cetățean, cetățean responsabil. Și asta se poate face numai prin educație și prin cultură. Aveți un spectacol de suflet? Am mai multe de spectacole de suflet, dar din cele realizate de mine sau de în general? Realizate de mine, patru, și apoi în general. Realizat de mine, probabil spectacolul de suflet e cel cu care am, să spunem, revenit în teatru. Spectacolul Yentl, realizat la Teatrul Evresc de Stat. E spectacolul care e spectacolul meu de suflet din cele realizate de mine, iar din cele pe care le-am văzut în România, e un spectacol pe care l-am văzut foarte recent, săptămâna trecută, și cred că eu l-am văzut foarte târziu, un spectacol realizat pe de urmă cu 12 ani. Eu abia acum am avut șansa să-l văd, dar cred că e cel mai bun spectacol pe care l-am văzut în România. Vorbesc de Unchiul Vania, realizat de regizorul Andrei Șerban la Teatrul Maghiar din Cluj. Un spectacol fabulos cu niște actori senzaționali. De fapt, se știe că Teatrul Maghiar din Cluj are probabil cea mai solidă trupă, cea mai bună trupă din țară, dar cred că ce am văzut acum la acest Unchiul Vania m-a copleșit total și sunt de neegalat. Adică pentru mine, eu cred că cel mai bun spectacol pe care l-am văzut eu în România. Revenind la relația dumneavoastră cu colegii din teatru, care este aceea? Eu spun că una bună. E dificil să construiești relații interumane cu oamenii, cred că am acest skill, această aptitudine de a mă conecta bine și de fapt a crea relații umane. Pentru că e greu, pentru că atunci când ești director trebuie să, pe de-o parte, să ai mână fermă, să fii extrem, să înțelegi că ești un om care trebuie să decidă, să ia măsuri dure atunci când e nevoie să ia măsuri dure, dar în același timp lucrez cu oameni și în special într-o instituție de cultură, oameni extrem de sensibili, extrem de fragili, artiștii au personalități dificile și extrem de fragile în același timp, și atunci cred că e foarte important să fii și un bun psiholog, să știi cum să lucrezi cu acești oameni și nu numai ei, tehnicienii, toți oamenii din spate, cei de la birouri, sunt oameni foarte diferiți și atunci când conduci o echipă care are 70-80 de oameni, e foarte important să știi cum să lucrezi. Mai ales atunci când în interiorul echipei există foarte multe disensiuni, tensiuni, conflicte, mai mult sau mai puțin latente. Dar ceea ce cred eu că în câteva luni am reușit și sper că voi consolida în timp, este să aplanez conflictele și să creăm un adevărat spirit de echipă, pentru că abia atunci cred că vom putea produce lucruri cu adevărat valoroase. În clipa în care oamenii vor înțelege că trebuie să fim o echipă, să ne bucurăm pentru succesele colegilor noștri, să ne afecteze, să avem și gradul de empatie pentru situațiile dificile în care se află alți colegi de-ai noștri, dar în același timp trebuie să ne dăm seama că cu toții tragem la aceeași căruță și toți avem același interes. Să producem spectacole de foarte bună calitate. Ați rămas cu aceeași echipă veche, managerului sau s-a mai schimbat ceva în echipă? Nu, într-o oarecare măsură suntem aceiași oameni. Am modificat organigrama în anumit sens, strict legat de cum consider eu că ar trebui să funcționeze o instituție de spectacol acum, după cum arată legea în acest moment. Am desființat postul de director artistic, pentru că
este un post absolut inutil în contextul în care managerul este cel care își asumă programul repertorial, cel care trebuie să gândească o strategie repertorială, propune programele artistice, propune proiectele în interiorul programelor repertoriale. Tot managerul e cel care este evaluat în baza a ceea ce a propus și modul cum au fost realizate programele și proiectele propuse. În acest sens am considerat că rolul directorului artistic nu mai este unul important, adică e aproape inutil. El avea sens în momentul în care managementul nu era unul de specialitate, în sensul în care managerul ar fi fost doar un administrator și nu un om de specialitate. Cum se întâmplă de multe ori în sistemul spitalicesc, unde ai un manager care nu e neapărat medic, ci este doar un administrator și lângă el există un director medical, care atunci ăla e cel care se ocupă de zona de specialitate. În instituțiile de spectacole, legea, începând cu 2013, a fost modificată și solicere în mod explicit ca managerii să aibă studii de specialitate absolvite cu licență în domeniul de activitate al instituției. Și atunci, mai mult decât atât, în proiectul de management, managerul e cel care trebuie să propună foarte clar tot ce înseamnă viziunea repertorială, strategie, programe culturale, totul, toate acestea sunt, de fapt, propunerile managerului și tot el este cel responsabil de punerea lor în aplicare. În încheiere, ne spuneți ce surprize aveți pentru noi în viitorul apropiat? Da, păi da, dacă vă spun, nu mai sunt surprize, nu? Da, în mare. Cum mai sunt surprize dacă vă spun? Da, o să avem o stagiune bogată, cred eu. Deja am început stagiunea cu o premieră, încă din luna septembrie. La final am avut premiera cu Memoria Apei, un text, un spectacol foarte, foarte frumos, bazat pe un text britanic, regia lui Vladimir Anton, scenografia Maria Miu, o poveste foarte emoționantă, trei surori care se reîntâlnesc când moare mama lor, dar, de fapt, reîntâlnirea lor provoacă niște conexiuni și niște redescoperirea unui trecut comun, care, deși este comun, el a generat niște amintiri foarte diferite la fiecare dintre cele trei surori. Și e foarte interesant cum această dezbatere legată de amintirile, legată de trecut, le leagă pe cele trei surori din ce în ce mai puternic și le reunește. E o poveste foarte emoționantă, chiar invit pe toată lumea să vadă acest spectacol, Memoria Apei. Foarte curând, pe 1, 2 și 3, scoatem următoarea premieră, care într-adevăr va fi, nu vreau să dau foarte amănunte, pot să spun asta, este un horror love story. Ok? Va fi un spectacol care cred că va atrage foarte mulți tineri și îmi doresc acest lucru, chiar mi-am propus să atragem foarte mulți tineri la teatru. Va fi un spectacol cu totuși cu totul deosebit, regia lui Vlad Cristache, scenografia Mădălina Nicolae și Andreea Tecla, o echipă foarte tânără. Vlad este deja un regizor confirmat cu foarte multe spectacole, deși tânăr, are 31-32 de ani, e un regizor cu foarte multe premii și participări și montări în teatrele din întreaga țară. Scenografele sunt la al șaselea spectacol. Ele au primit anul trecut premiul UNITER, cele mai importante premii din teatrul românesc, sunt cele acordate la Gala UNITER, Gala Uniunii Teatrale din România, o gală anuală. Ele anul trecut au primit premiul pentru debut. E un premiu râvnit de mulți tineri din țară. Cele două scenografe au primit acest premiu anul acesta pentru un spectacol realizat anul trecut. Și iată acum din nou, aici montează la Constanța, împreună cu Vlad Cristache. Spectacolul se numește Lasă-mă să intru. E realizat, e o adaptare a unui roman suedez, care se numește Let the Right One In. A fost și un film și un roman tradus în limba română și publicat la Editura 3. Sunt convins că va fi un spectacol de succes. Mai avem încă 4-5 premiere în această stagiune, deci va fi o stagiune foarte bogată. Cred că repertoriul are nevoie de o reîmprospătare teribilă și, din nou, sper să vină lumea la teatru. Asta e cel mai important. Sunt un pic invidios pe asta, Casa de Cultură, care umplă 7-800 de locuri cu 120 de lei biletul pe multe spectacole, unele mai bune, unele mai îndoielnice, de calitate mai îndoielnică, unele foarte bune. Dar e un lucru bun asta, într-un fel e un lucru bun pentru că înseamnă că lumea dorește să vadă teatru.
Și eu cred că în clipa în care și noi vom oferi spectacole de foarte bună calitate, vom umple sala fără probleme și noi. Cât de curând chiar. Mulțumim frumos! Cu multă plăcere!